Bună, eu sunt Mirela. Și eu sunt Tea, împreună suntem Meet Influencer. Astăzi o avem invitată pe... Corina Munteanu. Bine ai revenit la noi în emisiune, Corina. Ultima oară ai fost în zona Crăciunului, în perioada de Crăciun, și îți mulțumim. Și atunci a rămas o promisiune pusă în brad de tine că o să mai vii pe la noi și îți mulțumim. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur să mă aflu iar astăzi aici alături de voi. Corina este, printre altele, președinte PADIR. Ce înseamnă PADIR? Noi știm, dar te lăsăm pe tine. Cred că telespectatorii știu și ei deja ce înseamnă PADIR. PADIR este Patronatul Antreprenorilor din Industria Înfrumusețării din România. A fost fondat în 2020 și este organizația care sprijină interesele antreprenorilor din industria înfrumusețării, fie că vorbim de proprietari de salon, furnizori de formare profesională în domeniul nostru, furnizori de echipamente specifice domeniului nostru sau, de ce nu, chiar profesioniști. Și vin cu următoarea întrebare, și cei care doresc să fie parte din PADIR, de ce ar face acest lucru, care este avantajul, care este evoluția, ce se întâmplă în PADIR pentru un proprietar de business de frumusețe? În PADIR se întâmplă foarte multe lucruri și... Tot întrebare retorică din punctul meu de vedere, dar am pus-o. Da, o parte dintre proiectele pe care le-am demarat s-au și finalizat cu succes, o altă parte sunt în continuă desfășurare, atât pe site-ul nostru cât și pe paginile de social media se vede activitatea noastră, care este una foarte intensă de altfel și care are mai multe arii, plecând de la partea legislativă, unde am încercat să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm, mergând mai departe la o direcție umanitară, ca să spun așa, avem niște proiecte de caritate, niște acte de caritate, programul Vreau să fiu profesionist are mai multe campanii de-a lungul unui an întreg. Încercăm să acoperim absolut toate problemele cu care se confruntă industria și, ce credeți, reușim? Hai că răspund eu. Să zicem că cineva vrea să-și deschidă un business de frumusețe și nu știe ce să facă, intră în PADIR și întreabă: dați-mi, vă rog, pe cineva să mă însoțească pentru că vreau să deschid un business, ce pot să întreb, pe cine, la cine, cui să mă adresesc, ce spune ultima lege, care este nou trend, ce ziceți voi, este ok sau nu e ok. Sunt o grămadă de direcții de meserie în industria de frumusețe pe care tu și cu PADIR încercați să le transformați în, cum se numește în românește? Chestia asta, adică să poți să practici acea meserie. Nu, să poți practica acea meserie, ca de exemplu să pui gene, da? Deci vorbim ca de exemplu meseria de tatuaj, care nu este parte din cosmetică, da? Adică ca persoană care ești din afară și intri în această organizație, găsește o familie în care absolut orice întrebare are un răspuns. Întrebările acestea curg zilnic. Mesajele vin fără doar și poate și vin atât de la începători, de la debutanți, cât și de la antreprenori cu vechime care se confruntă cu anumite situații, mai ales că, cum bine știți, atât legile fiscale cât și cele ale muncii se schimbă cu o rapiditate extraordinar de mare. Atunci trebuie să fii informat în permanență, să știi exact ce se întâmplă și cum trebuie să acționeze în anumite situații. În ceea ce privește persoanele care vor să intre în domeniul nostru, ca să devină membri PADIR trebuie să aibă deja o firmă, să fie persoană juridică, fie că vorbim de PFA, II, întreprindere individuală sau SRL. Abia atunci pot deveni membri, dar statutul de membru nu înseamnă... Bineînțeles, cu firma. Da, statutul acesta de membru nu înseamnă că până a deveni membru nu poți să adresezi întrebările și noi nu te putem ajuta sau ghida. Chiar astăzi, mai devreme, am primit un mesaj de la o doamnă care dorește să-și, sau domnișoară, probabil, care dorește să-și deschidă un salon de înfrumusețare și care nu știe care sunt pașii pe care trebuie să urmeze, la ce autoritate trebuie să ceară prima autorizație și așa mai departe, ca să poată să-l înființeze. Ai spus că sunt 3 ani de când a fost format PADIR, din 2020 până astăzi. Da. Din câte știu, tu ești președintă. Da. Care sunt șansele să fii în continuare președintă? Pentru că această formație tu ai inițiat-o, ideea ta a fost, ai investit foarte mult suflet și nu numai în această organizație. Adică eu când te sun pe tine, sunt o ședință, nu știu, vorbim după, mă sun după și după ăla poate fi și 12 noaptea, pentru că tu până atunci stai și te agiți pentru PADIR.
Care sunt șansele și sau care este procedura pentru care noi să te vedem iarăși în conducerea Patir? Pentru că ai ajuns, vorbeam cu tea, cum a fost și Coco Chanel. Deci a cusut pălării și a lucrat ca modistă într-un atelier și ușor, ușor s-a remarcat la locul de muncă și a ajuns să crească un trust care la nivel... Mondial era super cunoscut. Da, era super cunoscut și cu cum se cheamă? Era trendsetter. Cu acționari și așa, și nu mai putea ia Coco Chanel să facă de capă o prezentare de modă. Știi ce zic? Da. Pe firma ei, pe numele ei. Nu-i mai aparțineau, știi? Da, ideea este că este am mult mai împlinitor. Am comparat ca să se înțeleagă exact situația, că voi nu faceți... Este mult mai împlinitor și ai o satisfacție extraordinară când vezi că după 3 ani de zile, în momentul în care ți-a expirat mandatul, ești reales ca și președinte. Da. Lucrul acesta la noi s-a întâmplat, mai avem de mers la judecătorie și să... S-a întâmplat, da? S-a întâmplat, da, adică conform voturilor... Mandatul mi-a fost prelungit pe încă 3 ani de zile. Majoritate a fost? Bineînțeles. Foarte bun. Bineînțeles, pentru că, așa cum vă spuneam, am investit foarte mult și timp și resurse financiare și orice fel de resursă pe care am avut-o în acești 3 ani de zile ca să pot să duc lucrurile în direcția... în direcția de care suntem cu toții interesați, și anume de a crește standardele industriei. Și atunci faptul că am fost realeasă în această funcție îmi dă satisfacția lucrului bine făcut. Deci, practic, cei care se înscriu în PADIR, de unde află? Acum bine, tu încerci pe toate canalele de comunicare pe care le găsești să spui asta. Veniți în PADIR, trebuie să fim o voce, trebuie să fim o forță, trebuie să ne audă și pe noi cineva. Zic poate... ceva înainte, da. De unde și cum. Sunt pe site-ul padir.ro și cred că cel mai bine ar fi să citesc o chestie aici, că asta dă tot răspunsul. PADIR este persoană juridică română, de drept privat, autonomă, fără caracter politic și fără scop patrimonial, fondat pentru a putea fi puntea de legătură între antreprenori și autorități și are ca scop principal promovarea și sprijinirea antreprenorilor în industria înfrumusețării. Adică mai mult de atât, da, când nu știi la ce ușă să bați, este genial. Da. Este genial. Da, pentru că exact acesta este scopul nostru. Scopul nostru este de a promova industria și antreprenorii din industria noastră, implicit profesioniștii. Scopul nostru este de a fi punte de legătură între autorități și am făcut lucrul acesta, suntem puncte de legătură. De câte ori este o situație care are legătură și cu industria noastră, suntem chemați la, să participăm la dezbateri, la întâlniri și așa mai departe. Batem la uși continuu, nu le lăsăm așa, pentru că nu toate lucrurile se rezolvă de pe astăzi pe mâine și atunci avem nevoie să revenim asupra lor de mai multe ori. Dar, așa cum am spus, eu sunt foarte mulțumită de evoluția pe care am avut-o în acești 3 ani de zile. Practic, PADIR protejează interesele celor care au curaj să lucreze în industria de înfrumusețare la modul fiscalizat. Da? Da. Oricum ar fi fost, că e formare profesională, salon sau profesionist, voi, PADIR asta face, apără interese, comunică noutăți legate de legislație, că poate, na, eu am un salon. Avem și niște principii foarte solide pentru care milităm și primul este unitate, al doilea este etică profesională, iar al treilea este... cum să spun eu, dorința aceasta de a ne depăși standardele și de a fi percepuți exact așa cum suntem noi, lucrătorii din industrie, artiști. Vis-a-vis de standarde, parcă te ocupa și de niște standarde ocupaționale. Așa am vrut să zic, standard da. Ocupațional. Uite da. Că mi-ați spus... Da, cu standardele ocupaționale am început, pentru că oricum, conform ultimilor legi, urma să se întâmple că dacă n-ar fi fost actualizate, ele ar fi fost arhivate și atunci școlile de formare profesională n-ar mai putut să-și desfășoare în continuare activitatea. Am prevăzut lucrul acesta. Și atunci am și luat atitudine și am reușit să le schimbăm până când devenea obligatorie această schimbare. Cele care erau foarte vechi și foarte vechi le-am actualizat, iar cele care nu existau le-am elaborat. Le-am inventat. Da.
Wow. Le-am elaborat. Și ești singura organizație care a făcut așa ceva. De fapt, ai stat și ai luat o ocupație din cadrul care, în mod normal, ar fi fost într-un salon de frumusețe, nu-i așa? Și ai spus, începând de astăzi, acest lucru este o meserie și acest lucru se adresează tuturor celor care lucrează în România, nu doar membrilor PADIR. Exact. Asta mi se pare mie extraordinar. Mai mult decât atât, suntem singura organizație avizată de către Autoritatea Națională pentru Calificări pentru avizarea acestor standarde. Deci orice modificare care va interveni pe parcurs în oricare dintre aceste meserii, orice adăugare de altă meserie, orice eliminare de o anumită meserie, trebuie să aibă și avizul PADIR. Iar avizul PADIR se dă în baza unor comisii pe care noi le-am instituit chiar de la înființare, cu specialiști pe fiecare domeniu în parte. Avem comisie de specialitate cosmetică, manicură, pedicură, coafor, frizerie și așa mai departe, până când ajungem la 14 ocupații care există în momentul de față în domeniul nostru. Dă-ne exemplu de standard ocupațional pe care l-ați făcut în doar 3 ani. Păi nu, nu ne-a luat 3 ani de zile, le-am făcut în termen mult mai scurt. Câte ai făcut? Avut exemple de standarde făcute în această perioadă? Deci, din cele 13 ocupații, avem două care au fost înființate în perioada aceasta, în premieră. Cea de stilist extensii gene și cea de operator în întreținere corporală. Cel de întreținere corporală a fost elaborat de către doamna Maria Bican, iar cel de stilist extensii gene a fost elaborat în echipă de Adriana Lăzăroiu și doamna Valentina Otulescu. Bun. Iar celelalte au fost actualizate. Mă rog. Trebuiau actualizate. Da. Ești un sigur de machiaj. Ești un sigur de machiaj, dar o sunam seara pe Corina, ce faci? Standard, manicură, altă dată standard. Ideea este că pasul numărul 2, după ce au fost elaborate și actualizate aceste standarde ocupaționale, am trecut la instrumentele de evaluare. Da. Și pentru 4 din meseriile noastre, adică coafor, frizer, manicurist, pedicurist și machior, sunt 5 de fapt, s-au elaborat și instrumentele de evaluare. Lucru tot așa, să zic, în premieră, în sensul în care acum se pot institui centre de evaluare ca să se pot înființa centre de evaluare ca să putem să trecem și la evaluări. Și vezi că e adevărat. Da. Încă suntem în lucru la ruta profesională. Știu că am promis data trecută și v-am zis că ne străduim foarte tare să ducem la final. Suntem încă în lucru, probabil că mai durează ceva timp, dar pe drumul cel bun. Eu am văzut că tu susții foarte mult membrii PADIR și le oferi o oportunitate, posibilitate de promovare în reviste, interviuri, în mai multe reviste. De fapt, toate relațiile tale personale le dai oricure are nevoie de ele. N-am văzut pe cineva atât de deschis de generos ca tine. Nu este vorba despre oricine are nevoie de ele, este vorba despre industrie. Facem lucrul acesta tot pentru industrie, deoarece noi în industrie avem oameni valoroși. Oameni valoroși care trebuie să fi cunoscuți de către publicul larg. Pentru a consolida imaginea și reputația industriei, trebuie să arătăm modelele noastre de succes și avem o grămadă în toate domeniile, pornind de la dermopigmentare, la gene, la machiaj și la coafură, orice domeniu alegem, orice ramură alegem din domeniul nostru, avem modele de succes. E păcat să nu fie cunoscute de către publicul larg. Acesta este motivul pentru care încerc de fiecare dată să-i promovez. De fapt, promovăm industria noastră. Și scopul, că trebuie să avem și un scop în toată ideea asta, este de a atrage cât mai mulți tineri către industria noastră. De ce? Pentru că există o mentalitate conform căreia n-ai luat examenul, te faci manicuristă. Te faci coafez. Adică eu n-am auzit este asta. Un fel de pedeapsă. Ba da, este un fel de pedeapsă.
Și noi trebuie să schimbăm mentalitatea aceasta astfel încât lumea să înțeleagă că noi avem meserii onorabile, care îți pot aduce prestigiu, care sunt profitabile, care sunt împlinitoare. Care sunt tânări și care sunt frumoase. Deci, despre ce vorbim? Pentru că tu ai contact cu clientul, îl faci mai frumos, ai o mulțumire sufletească și prin aceste materiale de presă despre care vorbeai tu, noi încercăm să aducem în atenția tinerilor aceste împliniri. Despre ce vorbim noi? Uite, o luăm pe Mireluș. Are profesor universitar. Tatăl ei a fost profesor universitar cu 3 facultăți. 4. Una făcută la Paris, dacă nu așa. Nu se ieșea din țară. Avea toate seminariile pe care le-a făcut 4. Aici. Da. Mama ei, inginer chimist și tot cadru universitar. Mireluș, cu facultate făcută. Și s-a apucat de machiaj în timpul facultății sau înainte de facultate. Am făcut facultatea cu trusa în mână, ce să zic. Deci despre ce vorbim noi aici? Adică hai să o facem nu știu cum. Despre modele de succes. Despre ce vorbim noi aici? Da. Deci o alegere, da? Copil care a studiat în Elveția. Despre ce vorbim? Este o alegere pe care o faci nu fiindcă n-ai reușit în viață sau nu știu ce familie ai avut. Asta încercăm să spunem și noi părinților, că este vorba despre vocație, este vorba despre dorință și pasiune. Da. Aceste trei elemente îmbinate formează modelele noastre de succes. Dar lucrul acesta, v-am spus, trebuie să fie promovat astfel încât lumea să înțeleagă că nu este o pedeapsă să fii lucrător în domeniul frumusețării. Padir are două direcții. Odată, atragerea tinerilor către zona de înfrumusețare, către zona asta de beauty, foarte frumoasă. Da, pentru că atunci când am făcut la primele întâlniri, când ne-am discutat strategia, am depistat, de fapt am demonstrat faptul că una dintre principalele probleme cu care se confruntă antreprenorul este lipsa de personal calificat. Nu există lucrători în piața muncii sau, mă rog, nu există lucrători dornici să vină să lucreze în saloane de frumusețare. Uh-huh. Acolo e, acolo, se spune în ebraică, acolo este îngropat câinele. Mm. Deci, avem două direcții. Una, atragerea tinerilor către zona asta de frumusețe și doi, atragerea celor care voluează în industria de frumusețe către Padir, pentru ca Padir să crească și să devină o voce, să obțină chestii, să obțină lucruri de la cei mai mari decât Padir, ca să nu zic. Nu? Dar nu asta este? Da. Dar, Corina, suntem într-o variantă cândva, pe vremea lui Ceaușescu, toată lumea lucra la igienă, încă mai vezi și colo scris igiena pe unele saloane. Toată lumea lucra la igienă. Igiena că există. Și, adică, nici nu-ți trecea prin cap ca tu să-ți deschizi un business. Era acolo, fiecare își făcea treaba ei, după care s-au privatizat. Știu că veneam în România și am o prietenă care în Arad era coafeză și fiecare pe scaunul ei rămas de pe vremea de la igiena, ea se privatiza și la ea mergeam, ei plăteam, fiecare dacă mergeam la cosmeticiană, ei plăteam, dacă mergeam la manicuristă, ei plăteam. Iar astăzi am ajuns într-o situație în care lumea nu prea mai vrea să lucreze în salon, de parcă nu trebuie să lucrezi undeva, de parcă n-ar trebui să ai experiență. Care ar fi un traseu normal a unui profesionist, a unui tânăr pe care îl atragi? Fiindcă toată lumea vrea să aibă propriul salon și alții să lucreze pentru el. Care ar fi traseul normal a unui profesionist, a unui profesionist tânăr care doar începe? Eu te întrerup un pic, iartă-mă. Corina acum o să povestească despre ruta profesională. Da. Asta a fost bună, se vede că ești din Padir, asta a fost foarte bună. Din punctul nostru de vedere a membrilor din Padir care am discutat această și care lucrăm la suntem în grupul de lucru pentru ruta profesională. Primul pas după ce termini un curs, după ce absolvi un curs de formare profesională, ar fi să devii ucenic într-unul dintre saloane și perioada asta de ucenicie ar trebui să difere în funcție de nivelul de calificare. Ea există și în momentul de față, cei de la ANOFM au chiar și fonduri prin care îți decontează plata ucenicului. Deci eu care mă ocup și am cosmetică, da? Eu sunt producător de cosmetică și mă ocup de cosmetică. Eu aș putea vorbi cu tine, da, ca deținător de business, să-mi trimiți tineri care vor să facă ucenicie, iar salariul lui este decontat de această... Da.
companie de care mi-ai spus acum. Companie nu este, o autoritate de stat, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Uite ce informație interesantă. Bun, da. De exemplu, pentru nivelul 1 de calificare, pentru nivelul 2 de calificare avem 2 ani de zile de contați de stat, pentru nivelul 3, 3 ani de zile și așa mai departe. Salariu minim pe economie, bineînțeles, dar pentru un ucenic eu zic că este o pornire o extraordinar intrare. De bună. Și ar fi oameni care își doresc să fie ucenici? Eu personal am avut în proiectul trecut, pentru că, mă rog, bugetul se calculează de la an la an sau, mă rog, când se primesc fonduri de la Uniunea Europeană, eu în trecut am avut 6 ucenici în salon în baza acestui proiect. Și trebuie să semneze un contract, că rămân 2 ani sau poate să plece când vor? Cum funcționează? Funcționează foarte bine, excelent din punctul meu de vedere, în sensul în care dacă vor să plece ei până în momentul în care se termină, pentru că instruirea trebuie făcută atât la locul de muncă, dar și cursul de formare profesională merg în paralel. Da. Și atunci el trebuie să meargă la cursul de formare profesională timp de 2 ani de zile, să zicem că vorbim de coafor acum, da. Pentru coafor durează 2 ani de zile. El merge la școală timp de 2 ani de zile, dar merge și 8 ore la muncă în fiecare zi conform programului, iar dacă vrea să rupă contractul înainte de termenul acesta de 2 ani de zile, trebuie să dea toți banii înapoi statului, toți banii pe perioada cât a încasat salariul respectiv. Dacă antreprenorul vrea să întrerupă contractul, atunci antreprenorul este obligat să dea banii înapoi statului. Deci mi se pare excelent faptul că nu ne jucăm. De aici plecăm. Deci nu e joacă. Ai venit, ai semnat contractul, știi că 2 ani de zile tu trebuie să faci ucenicie în cadrul proiectului. Vrei să pleci, trebuie să plătești banii înapoi. Și lucrul acesta este un avantaj pentru că noi cunoaștem foarte multe cazuri de antreprenori care au oferit burse, care au sponsorizat potențialii profesioniști în a urma cursuri de formare și de a face ucenicie pe banii lor. Și da, exact... Într-un stil balcanic, local, așa, cu gust local, cu aromă locală. Bun, deci mergem mai departe. Deci poți să vii pe 2 sau pe 3 ani să fii ucenic, da? Și unde trebuie să mergi la școală să înveți? Contractul face antreprenorul. Tu stabilești școala cu care poți să lucrezi în sensul acesta. Adică, de exemplu, Mirela, care are și școală și are și studio de make-up, este avantajată pentru că ea face tot la ea cursul. Și eu, care, să spun, mă ocup de cosmetică, unde trebuie să-l trimit să facă această școală și cine îi plătește orele de cosmetică pe care le face? Antreprenorul le plătește. Antreprenorul trebuie în să cazul meu, școala. Eu le-am plătit. Le-ai plătit școala, da. Exact. Exact. Așa, contractul faci cu orice furnizor de formare profesională, nu trebuie să mergi la un anumit furnizor. Și atunci tu ești sigur că dacă el își primește salarul, tu îi plătești acest lucru și dacă îl prinzi că a furat, dacă prinzi că ceva nu e în regulă. Lucrurile astea contează dacă decizi că nu continui cu acea persoană încă un an? Da, bineînțeles, contează conform dreptului muncii. Așa cum prinzi orice alt lucrător că face lucruri nepotrivite. Și tot trebuie să dai bani înapoi la stat? Tot trebuie să dai bani înapoi la stat dacă îl prinzi că a furat? Probabil că el trebuie, pentru că se face o comisie de disciplină, se stabilește motivul, se dovedește motivul. Deci este o lege o lege păzitoare, o lege bună. Da. Am înțeles. Și, deci, timp de 2 sau 3 ani, acea persoană merge și învață undeva la școală. Dar cursurile, de exemplu, de cosmetică astăzi, întreb așa, local, ca să înțelegem mai bine, cursurile de cosmetică, de exemplu, durează 2 luni, durează 3 luni. Ca să înveți timp de 3 ani, faci acest curs, după care faci practică timp de 2 ani, cum funcționează? Referindu-ne strict la cosmetică, nu există cursuri care să dureze 2 luni sau 3 luni de zile, ci doar inițieri pe anumite module. Dacă vorbim de cursul complet, acesta trebuie să dureze între 6 și 9 luni de zile, ceva de genul, pentru că ai maxim 8 ore. Deci trebuie complet, nu doar inițierea. Da, trebuie că cursul de calificare complet să-l facă, bineînțeles, pentru că ăsta este scopul, la final, să fie calificat. Ala la 1080 de ore? 1080 de ore este cursul de cosmetică, exact. Dar sunt școli dispuse să împartă acest, de exemplu, cosmetica. Aici trebuie să verific, nu sunt foarte sigură, pentru că la un moment dat cosmetica a trecut la nivelul 4 și trebuie să vedem dacă și nivelul 4 se mai înscrie în proiectul acesta. Da. Sigur, ce înseamnă coafor, frizer, manicurist, pedicurist,
și celelalte ocupații de la noi care sunt până în nivel de liceu cu bacalaureat, fără bacalaureat, se înscriu. Dar la cosmetică trebuie să verific lucrul acesta, dar să presupunem că ar fi, școala respectivă ar trebui să întindă cursul respectiv în loc de 9 luni de zile, în 3 ani de zile, astfel încât să se facă tot ciclul de predare conform proiectului. Foarte interesant proiectul, Mirela. Da? Foarte, foarte interesant. Da. Te pune pe tine, în primul rând, să crești copii, te pune să crești oameni, te pune să crești condiții. Salariul este asigurat și este un salar pe care îl primești de la stat și vezi că e ceva riguros pe care îl primești de acolo. Mi se pare extrem de interesantă toată. Nici n-am știut că există. Este un ajutor extraordinar de mare, atât pentru antreprenor care are nevoie de forță de muncă calificată în salon, dar care cu toții știm că nu are posibilitatea să plătească începătorii sau să le testeze vocația, să zicem așa, pentru că sunt unii care își doresc, vin, stau o săptămână, două, trei, tu faci niște cheltuieli pe baza aceasta, dar de fapt descoperă că nu era vocația lor. Și tocmai de aceasta, undeva în 2022, am inaugurat și centrul de consiliere vocațională, astfel încât tinerii să poată să vină în cadrul organizației și să-și testeze vocația, astfel încât la final să știe dacă își doresc cu adevărat să intre în industria noastră sau e doar așa o nebunie de moment, să-i spunem. Deci minunată. Și cum își testează vocația, nu? E minunat ce aud. Centrul vocațional presupune existența unor consilieri vocaționali pe care îi avem și eu sunt consilier vocațional. Sunt niște teste, sunt niște pași de urmat în consilierea aceasta, după care și învățăm de la cum să meargă la un interviu, ce să vorbească, cum să-și pregătească un CV, cum să-și facă cărțile de vizită, cum să. Da. Astfel încât ei să fie pregătiți să intre pe piața muncii, indiferent că au vocație în industria de beauty sau nu. Eu acum înțeleg de ce, de parcă n-aș fi știut, că eu știu ce e padir, dar acum vorbind toate chestiile astea, eu înțeleg de ce, cât te faci. Da, și mai ai și mama, direcții. Mai ai și soție, mai ai și business-ul tău, mai ai televiziuni, mai ai ajuns pe unul. Cât te faci? Eu vreau să știu ce facem după perioada de ucenici. Te rog, eu și nu, am vrut să vorbeam de rută profesională. Da. Mai avem vreo 15 minute. Da. După perioada de ucenicie, în mod normal ar trebui să fii de sine stătător pe scaunul tău, pe postul tău, dar în același timp noi ne dorim să introducem și obligativitatea unor perfecționări și a unor specializări. Astfel încât să fim tot timpul actualizați cu ceea ce se întâmplă în industria noastră, pentru că știm că atât din punct de vedere tehnologic, dar și al tehnicii, lucrurile se schimbă și intervin noutăți chiar la lună, să spunem așa. Și atunci ne dorim ca toți profesioniștii să fie la nivel și la standard ridicat. Și specializările și perfecționările sunt tot așa, pe fiecare domeniu în parte ar trebui să fie stabilite de la început, atât pe ramura respectivă, cât și pe tot ceea ce înseamnă nivel organizațional. Standardele ocupaționale de care te-ai ocupat, da? Te-ai ocupat de standarde ocupaționale, sunt la nivel european? Da. Da? Da, conform legislației și așa mai departe? Ele au fost actualizate în baza unui proiect european al Autorității Naționale pentru Calificări al ANCE-ului, iar condiția principală era să fie în potrivire perfectă cu cadrul european. De aici a plecat toată ideea. Da, v-au trebuit niște juriști aici, nu poveste. Juriști din punctul nostru de vedere nu. Poate cei de la Autoritatea Națională pentru Calificări au avut nevoie de juriști pentru că ei au avut proiectul european. Noi nu am făcut. Noi am fost cei care am avizat și care am elaborat și care am pus mâna la lucru, ca să zic așa, la muncă. Dar ca să elaboreze așa ceva, trebuie totuși un limbaj specific. Trebuie totuși o viziune, nu poate oricine să elaboreze așa ceva. Înseamnă că echipele au fost formate din doi specialiști în piața muncii, cei care se confruntă zilnic cu situațiile respective și știu exact ce avem nevoie, și de un expert în învățământ, cel care practic a tradus tot ceea ce profesionistul spunea din punct de vedere al practicii, a tradus în tot ceea ce înseamnă teorie. Aici este momentul, cred că, să menționăm și CONAF, nu? Da.
Aici este momentul să menționăm și CONAF, pentru că toată inițiativa aceasta de a deveni validați de către ANC a pornit la inițiativa CONAF-ului. Ce este CONAF? CONAF este Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, care a fost înființată în 2018, al cărei președinte fondator și ales este Cristina Chiriac, și care sprijină doamnele antreprenori, ca să spunem așa, antreprenoriatul feminin și nu numai, pentru că din construcție fac parte și societăți conduse de bărbați, dar reprezentate de femei. Ok. Deci, care este relația între Padir și CONAF? Sunt verișori? E firmă fică, cred că. Nu. Regula este cam așa. Patronatele formează federații, federațiile unite formează confederație. Noi suntem un patronat afiliat confederației. Aha. O extensie. Da, o extensie, pentru că am fost alături de CONAF încă de la înființare, încă din 2018, iar la un moment dat, în timpul pandemiei, am considerat că este momentul să facem o organizație care să fie strict interesată de problemele antreprenorilor din industria înfrumusețării și atunci s-a înființat PADIR. Dar facem parte și contribuim la tot ceea ce înseamnă acțiune CONAF. Mai avem 5 minute și aș vrea să propun, ce zici, Mireluș, să luăm cazul tău. Tu ai Academia de Make-up Mirela Vescan. Da. Ești de acolo specialist pe care tu îi antrenezi pe bandă rulantă. Dacă Mirela ar vrea să fie parte din acest program pe care tu l-ai menționat, legat de ucenicie, calfă, cred că îi se mai spunea pe vremuri, nu știu dacă la noi, dar în industria de frumusețe se cheamă ucenicie. Deci ea are nevoie de oameni care se macheze, ea are nevoie de lucrători în cadrul, nu clinicii, eu am clinică, în cadrul academiei pe care o ai. Ai acolo o grămadă de lucruri care se întâmplă, tu îi cunoști foarte bine business-ul ei, cum ar trebui ea să acționeze, deci dacă există o școală sau dacă noi două suntem împreună, eu sunt primul pas pe care trebuie să-l faci este să mergi la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și să-ți declari disponibilitatea pentru locurile respective de ucenicie. După care există două variante. Există varianta în care agenția are deja înscriși elevi care își doresc să facă lucrul acesta și îi trimite la tine cu scopul de a-i selecta și de a discuta dacă mergeți mai departe sau nu. Sau mai este varianta în cazul în care cunoști tu pe cineva care își dorește să intre în industrie, trebuie tot așa să-l trimiți către Agenția Națională să se înscrie în baza lor de date. Apoi se selectează persoanele respective și pur și simplu merge mai departe cu contractul. Și ANC-ul este intermediarul, de fapt. Nu vorbim de ANC aici, ANC nu are nicio situație. Da. Vorbim de ANOFM. ANOFM-ul este intermediarul, dar este și cel care dă bani. Da. Este plătitorul. Asta merge foarte bine pentru copiii care vor să vină, dar nu-și permit, nu? Da. Pentru că la mine, la școală, toată lumea vine de bună voie, neslită de nimeni. Deci, probabil că din medii mai nu defavorizate neapărat, dar suma e uriașă. De muncă. E ca un fel de calificare la locul de muncă, da, nu? Da, da. Așa, trebuie să deschid, să-mi anunț și deschidere de curs de calificare, eventual, că pot asta, nu? Da. Vârsta depinde de nivelul de calificare, pentru că în funcție de ocupație acesta diferă. Deci în funcție de standard, cum e trecută în standard, care trebuie să fie. În toate standardele? Care nu, nu e una minimă. Avem studii, de la 10 clase, avem de la 8 clase, avem de la... Și nivelul maxim? Există limită superioară? Păi poți face formare profesională doar până la liceu cu bacalaureat. Restul deja nu mai intră la formare profesională ca și obligativitate. Am înțeles. Normal că dacă ai facultate sau universitate făcută, tot poți să te duci să te înscrii, că ai doar minim, dar nu ai maxim. Da, eu vreau să știu ce să faci tu în toamna asta, pentru că... Da, eu trebuie să termin întrebarea trecută, pentru că sunt două puncte importante pe care nu le-am spus. Vârsta maximă este de 25 de ani pentru ucenicie și mai era încă un punct important, acela că
revin la el când nu mi-aduc aminte, că acum mi-am pierdut ideea. Iată-mă dacă te-am întrebat, dar mi se pare că tu ar trebui să mai fii la noi, pentru că sunt foarte multe de spus aici. Ah, gata, mi l-am adus aminte. Al doilea punct important este să nu aibă niciun fel de calificare în domeniul de beauty, indiferent. Adică nu poate să fie manicuristă și să facem programul de ucenicie pe cosmetică, machior sau altă. Nu trebuie să aibă deloc calificare în domeniul nostru. Deci poți să fii inginer, doctor, poți să fii orice, fără calificare în domeniul nostru, tu decizi că... Bine, ea este o utopie ce spun. Tu decizi că 3 ani să faci ucenicie și să te califici în locul respectiv. Deci dacă ai făcut manicură și vezi că nu prea e vocația ta asta, nu mai ai voie să te duci să faci altă școală de machiaj? Și să fii și ucenic pe machiaj? Tu poți să faci, dar nu ți este decontat de către a noua femeie prin proiect. Trebuie să fie primul contact cu industria de frumusețe. Da. Deci, de fapt, ce am explicat aici este calificarea la locul de muncă, cum se spunea pe vremea răposatului, în care tu petreci acolo timp, în timp ce ai parte și de școli, așa cum ești trimis, dar și de practică. Iar tu primești bani, tu nu trebuie să investești nimic, iar tu ieși uns cu toate alifilele după o practică de genul ăsta. Și n-ai cum să pleci, pentru că dacă pleci trebuie să dai bani înapoi. Tu trebuie să fii decisă că acesta este viitorul. Da. Tu, ca angajator, să fii perfect și să ai grijă de cel care lucrează la tine, tu, ca angajat, să înțelegi că este o oportunitate așa cum alta nu mai este. Și atunci rezultatul este super. Mai avem un pic. Vreau să știu care e următorul mare eveniment pe care îl organizezi. Următorul mare eveniment este gala Vreau să fiu profesionist, care va avea loc la Romexpo în cadrul Zilelor Internaționale ale Frumuseții, organizată de către Beauty One și atelierele Ilbach, în cadrul Cosmetics, Hair and Beauty Expo. Asta trebuie să fie final de septembrie, nu? Da, ultimul weekend din septembrie, 22-26 septembrie, am impresia. Mama. Pentru asta avem următoarea întâlnire. Deci așa de aproape trebuie timpul. Neapărat să ne dai niște contacte de acolo și să vii și tu să ne povestești despre acest eveniment. Și bineînțeles că o să fim acolo. A zburat emisiunea, trebuie să mai vii. Adevărat, de fiecare dată când vin la voi zboară foarte repede timpul. Eu sunt Mirela, ea este Tea. Și împreună suntem Meet Influencer, este Corina. Este Corina. Ne întâlnim săptămâna viitoare, la revedere!